filmmaker has always been ahead of his time. În primul weekend de la lansare, filmul Megalopolis a avut încasări de 4 milioane de dolari, mult sub așteptări, pentru un film care a costat 120 de milioane de dolari. Regizorul Francis Ford Coppola, în vârstă de 85 de ani, a suportat toate costurile. Ideea filmului a venit în 1977 și de atunci visează să-l realizeze. Congratulations on your purchase of a Universal Dynamics robot. Tot în acest weekend a avut premiera și roboțica Roz, gardiana insulei. Povestea a cucerit publicul și a propulsat filmul pe primul loc în box office. După un naufragiu, un robot inteligent pe nume Roz rămâne captiv pe o insulă unde are grijă de un boboc de gâscă orfan. Filmul a costat 78 de milioane de dolari și a avut încasări de 35 de milioane. I believed he was gone forever until you found this in the attic. Beetlejuice, în regia lui Tim Burton, este pe locul al doilea în topul vizionărilor după 3 săptămâni în fruntea box office-ului. Continuarea Warner Bros. A filmului Beetlejuice din 1988 cu Michael Keaton și Winona Ryder a strâns 250 de milioane de dolari după o lună de la lansare. Oh, my finger can transform. Guess which one? Locul al treilea în box office este ocupat de Transformers 1, a cărui acțiune se desfășoară înaintea celebrului Transformers.